Timp de aproape 3 zile, pompierii romașcani au încercat să dea de urma unui copil în vârstă de 12 ani, de etnie romă, care a dispărut în condiții suspecte. Trupul băiatului a fost găsit vineri după amiază, la podul de fier, plutind de la suprafața apei. În data de 26-6-2015, în urma căutărilor efectuate pe râul Moldova, în zona podului de fier, a fost cu echipajele de căutare salvare cu barca pneumatică, sonarul și echipajul de scafandri, s-a reușit în cele din urmă găsirea persoanei dispărute. Este vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 12 ani din municipiul Roman, care a fost scos la mal de către echipajul nostru și predat organelor de poliție. Noi am fost anunțați prin 1-2 despre persoane posibil dispărute și am început căutările de miercuri seara, continuând în cursul zilei de joi și vineri. Cazul decesului băiatului este cercetat acum de poliție. Copilul avea adidași în picioare, deci ipoteza că acesta ar fi mers la scăldat și s-ar fi necat accidental nu pare a fi certă. Neoficial, corpul tânărului prezenta vânătăi în zona capului și a gâtului. Nu este exclus ca băiatul să fi fost ucis și aruncat în apă sau să se fi lovit de pietrele din apă în timp ce încerca să scape de cineva.